sunt multe păcate pe care oamenii le fac și unele păcate pe care le fac și credincioșii. Și la bază există această mentalitate contrazisă în realitate de credința noastră, că Dumnezeu nu ne vede. Ai un sentiment, nu spui cu glas tare, nici nu te gândești, ai un sentiment. Dom'le, nu-i nimeni aici. Când auzi că există o epidemie de curvie între evanghelici și o epidemie de pornografie între evanghelici, între tineri evanghelici, pe ce se bazează asta? Vă spun pe ce se bazează. Îi singur, stau la calculator și nu-i nimeni. Și de-aia scroll acolo, păc, intri de la click la altul, la altul, la altul, la altul, că nu-l vede nimeni. Cum adică nu te vede nimeni? Unde voi fugi? Asta am putea să aplicăm pasajul astăzi. Unde voi fugi de parte de fața ta? În fața calculatorului? Pe site-urile pornografice? Nu mă vede Dumnezeu acolo? Când am ieșit eu singur în tuneric, nu știu unde-i. Întunericul, zice, pentru Dumnezeu, ca lumina. Când m-am dus eu singurel cu cineva să fac nu știu ce? Nu. Nu te poți ascunde nicăieri de Dumnezeu. La baza foarte multe păcate stă această senzație mai degrabă. Nu știu dacă e mentalitatea. Această senzație nu mă vede nimeni. Nu-s frații aici, nu mă vreau frații. Nici nu trebuie să te vadă frații. Te vede Dumnezeu și vine Dumnezeu după tine. Nu e singur aici, nu știe nimeni ce fac. Nici nu trebuie să știe. Știe Dumnezeu și la Dumnezeu va scoate lucrurile la iveală. Aceasta este o formă de rebeliune când acționezi cu acest sentiment. Cu acest sentiment că nu mă vede nimeni și îmi permit să fac anumite lucruri. Da? Îmi permit să fac anumite lucruri. Când stau în casă cu soția sau stai în casă cu soția și vorbești așa pe tonul jos, dar ești sub presiune maximă, și vă certați așa, dar la volum mic, da? Ca să nu audă vecinii sau să nu audă nu știu cine. Dumnezeu e acolo, te aude Dumnezeu. Unde mă pot eu ascunde de Dumnezeu? Nicăieri. Nu pot fugi de fața lui Dumnezeu. Nu pot să fac ca ochii Domnului să nu fie asupra mea și urechile Domnului să nu ia seama, să nu asculte, să nu perceapă ceea ce se întâmplă.